Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Nicu Cârlig, manager Radio Suflet Drag România și am deosebită onoare de a face prefață unui îndrăgit solist de muzică ușoară românească. Alexandru Jula, născut la 24 iulie 1934, este interpret de muzică ușoară, a debutat în televiziune la 23 august 1962, iar la radio pe 1 ianuarie 1963. De la 1 octombrie 1954 intră în echipa teatrului muzical Nae Leonard din Galați, secția Estradă. Acolo debutează în spectacolul Sugestii și reclamații cu piesele E toamnă iar și Povestea cu Ileana Cosânzeana. Între 1965 și 1971 colaborează și la premierele Teatrului Constantin Tănase din București, Carnaval la Tănase, Aventurile unei umbrele, Aloptule magnific, etc., numărându-se printre invitați permanenți ai spectacolelor capitale. Din 1972, timp de 8 ani, este cooptat și în colectivul Teatrului Fantazio din Constanța. Alături de Ionel Miron și de Ilona Moțica, a montat spectacolul Fantazio Studio 1, jucat în stagiunile 70-71 și 71-72 ale Teatrului Constanțean. Tot alături de Ionel Miron a realizat spectacolul Gălățeani 2 pe un balansoar muzical, care a înregistrat peste 350 de reprezentații. Primul single realizat în 1966 împreună cu Ionel Miron este urmat de alte 4 apariții personale, dintre care discul editat în 1968 înregistrează vânzări considerabile, care conține piesele Soția prietenului meu, Floare albă din Pireu și cover-uri. De-a lungul timpului a participat la festivaluri naționale și internaționale unde a câștigat mai multe premii. Este laureat al concursului de creație și interpretare a Melodii 79 pentru interpretarea piesei Am auzit de dragoste a lui Vasile Veselovski. În 1968 participă la festivalul de la Berlin. În 1978 participă la festivalul de la Poznań, Polonia. La festivalul de muzică ușoară de la Mamaia participă în 1966 și 1969. În anul 1998 la Constanța primește diploma de excelență al Festivalului Național al Teatrelor de Revistă. În anul 2000 obține Premiul Național de Revistă. În 2002 primește diploma de onoare din cadrul Galei Muzicii Ușoare Românești, o zi printre stele a Ministerului Culturii și Cultelor. Tot în anul 2002 este desemnat cetățean de onoare al municipiului Galați. După 2000 este prezentatorul emisiunii Jula și prietenii difuzată la TV Galați, unde sunt prezenți invitați de seamă din lumea muzicii ușoare, dar și populare. Piese din repertoriul lui Alexandru Jula, Primul ghiocel, Hai să-ți arăt Bucureștiul noaptea, Nu-ți vorbe în zbor, Nu-ți fie teamă de un sărut, Când liliacul va înflori, Fiindcă astă seară te întâlnesc, Iubire târzie, Haz de necaz ale lui Dumitru Lupu, Ale tale, Amintiri de vară, Cântă o mandolină, iar albume, Mi-ai adus iar primăvara în 1968, Mă întorc la tine în 1987, Un dor, o speranță în 1989, Iubire târzie în 1999 și Cântați cu bunicul în 2001. Domnilor și domnilor, colega mea Angela Bojodi de la Radio Suflet Drag Alba îl are ca invitat prin telefon pe Alexandru Jula. Îi mulțumim din suflet că a acceptat invitația noastră. Să-l ascultăm. Fără nevoie de nicio prezentare, interpretul de muzică ușoară, Alexandru Jula, m-a onorat cu prezența sa în această seară în studioul Radio Suflet Drag. Bună seara și bine ați venit, maestre Alexandru Jula, alături de mine în emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Salut, Angela, îmi pare bine de invitație, mulțumesc chiar. Și aștept să mă întrebați voi ce doriți voi. Mulțumim, este o onoare pentru noi că vă aflați aici alături de noi și alături de ascultătorii noștri. Maestre, ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră? Ce înseamnă muzica pentru mine? Este sensul de a trăi, dacă vrei. Și a însemnat toată viața mea gândul pe care mi l-am gândit de mic copil și consider că prin muzică mi-am îndeplinit, ca să zic așa, o mare dorință a copilăriei și ăsta e mare lucru. Să faci în viață ce-ți place. Deci, exact, da. Da, așa muzica este. Muzica a reprezentat totul pentru mine și reprezintă în continuare.
Maestre, ce părere aveți despre industria muzicală din România a zilelor noastre? Dragă Angela, eu vreau să spun că fiecare generație vine cu propriile valori și vine cu propriile gusturi. În legătură cu industria muzicală, sunt niște lucruri care mie, acum nu, este foarte greu să cred că am dreptate în tot ce spun. Un monopol al adevărului nu l-am. Dar mi se pare că industria muzicală nu-i tocmai cum ar trebui să fie. Cum ar trebui să fie bine completată. Știu precis că se ocupă de exemplu, de albumele muzicale, se ocupă oameni care n-au nicio treabă cu muzica, pur și simplu au făcut din asta o afacere, deci nu mai e cum era Electrecordul pe vremuri, de exemplu, acolo erau numai oameni de muzică și oameni de mare specialitate. Aici important este acum cât câștigă după fiecare CD realizat. Numai că odată cu apariția internetului se pare că povestea asta se cam clatină. Așa este, așa este. Afacerea asta se cam clatină. Asta pe de o parte. Pe de altă parte vreau să spun că pe mine mă supără foarte tare umilirea muzicii ușoare românești. Aveți dreptate, maestre, așa este. Pe mulți ne doare. Muzica ușoară românească este oarecum pusă într-o situație de cenușereasă, ceea ce nu-i corect. Așa este. Ascult în fiecare zi Radio România Actualități, de exemplu. Și pentru că eu radio ăsta la el am debutat și îl ascult în continuare. Însă aici se face o crimă în legătură cu muzica ușoară românească. Pentru că în proporție de 80% se transmite muzică străină. Și eu nu spun că această muzică pe care eu o transmit e proastă. Nu, împotrivă. Compoziții reușite din punct de vedere tehnic excepțional, din toate numai că au o mare hibă, nu sunt românești. Iar această umilire a muzicii românești se va simți peste câțiva ani de zile. Cu siguranță pentru aveți că atunci dreptate. Cei care vor veni și vor întreba ce se mai cânta prin 1900 sau prin 2015 sau prin 2010 și nu știu ce o să li se poate răspunde. Așa este. Perfect. Deci aici cam așa stau lucrurile cu industria muzicală. Lasă de dorit, maestre, lasă de dorit. Așa este. Da, și culmea este că cei care doresc muzică românească, generațiile, să le zic, mă rog, alea încă mai trăiesc și există și se bucură și chiar generația tânără trebuie să știe că există o producție românească. Da. Eu aș vrea ca cineva odată să ia un interviu tuturor interpreților, compozitorilor și textierilor de muzică ușoară românească și atunci ar vedea proporția dezastrului. Așa este, să știți. Până atunci e mai greu. Maestre, vi se spune pe bună dreptate că sunteți o legendă vie a muzicii ușoare românești. V-ați pus aprenta asupra a 300 de piese. Cum priviți acest bilanț? Nu știu, mă rog, vie sunt, nu știu dacă și legendă, asta e mai greu. Dar, mă rog, eu mă bucur dacă așa mă categorisește lumea, eu mă bucur că, de. Păi lumea nu vă fiecare uită. Fiecare cuvânt frumos te luminează. Nu are cum să vă uite lumea, asta este clar. Sunteți o legendă, sunteți un as în muzica românească. N-are cum să mă uite lumea pentru că eu încă mai activez, știi? Și, adică am făcut această meserie, am spus la început, din dragoste pentru ea. Și continuă să fac la fel. Deci, nu știu ce să răspund aici.
E foarte greu. Vă cred. Maestre, ce le-ați transmite noilor generații de artiști? Păi, noilor generații de artiști le-aș transmite ceea ce eu am gândit toată viața. Adică să cânte ce le place, să cânte românește, chiar dacă producția este de altă naționalitate, dar să o facă în limba română, pentru că așa pricepe tot românul, și să nu cedeze, pentru că sunt multe, multe greutăți, și mai ales sunt foarte multe greutăți în ceea ce privește afirmarea. Înainte era o singură televiziune și reușeam să ne afirmăm. Acum sunt foarte multe televiziuni, dar nu tinerii care nu au posibilități materiale nu se pot afirma. Și se afirmă tot felul de nulități, da, pentru că au cu ce plăti. Așa este. Este un adevăr de necontestat. Deci ce le-aș spune? Să nu cedeze la greutăți, să meargă înainte, să lupte, pentru că nu e ușor. Ușor nu este în această... Multă lume zice, ce face, cântă. Nu-i chiar așa. Pentru a ajunge acolo unde visează fiecare tânăr, e foarte greu și în cele din urmă este o luptă. O luptă atât de grea încât de curând eu am avut un interviu și am fost întrebat dacă aș vrea să mai am 20 de ani și am spus că nu. Și am spus nu, fiind conștient că foarte greu aș mai putea face puținul pe care l-am făcut până acum. Da? Da. Maestre, în încheierea interviului, un gând pentru ascultătorii de Radio Suflet Drag. Le doresc din toată inima să aibă parte de emisiuni decente. Le doresc din toată inima să asculte muzică românească, reușită. Și în cele din urmă, le doresc din toată inima să fie ei însăși. Și să facă ceea ce cred că este bine pentru ei și pentru România în cele din urmă. Pentru că e bine să fim puțin și patrioți. Exact, exact, așa este. Uneori ne era și rușine de cuvântul ăsta. Da, da. Da. Doamnelor și domnilor, ați ascultat în premieră și exclusivitate interviul acordat de maestrul Alexandru Jula. Mulțumesc încă o dată, stimate domn, vă îmbrățișez cu drag și vă invit să ascultați în continuare emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Și ca o surpriză, și ca o surpriză pentru dumneavoastră și pentru ascultători, vom audia muzică cu nimeni altul decât Alexandru Jula. O rază blândă de soare sclipește prin frunze arămii, iar pomii plini de culoare trezesc dulci melancolii. Pe aleea brodată cu flori un miel și o ia se plimbau. El cu drag o privea deseori, iar ochii ei cald îi zâmbeau. O iubire târzie de toamnă s-a născut între un domn și o doamnă. Sentimente adânci așezate, nu-s dorințele învolburate. O iubire matură și clară nu-i ca o vâlvătaie de-o vară. Fiindcă în viața ta, atât cât trăiești, ai nevoie mereu să iubești. Buchetul de crizanteme pe care i l-a oferit părea iubirea să cheme sub soarele înasfințit. Timid a luat-o de mână, în fața ei s-a înclinat.
fericit că erau împreună. El mâna, ea săruta. O iubire târzie de toamnă s-a născut între un domn și o doamnă. Sentimente adânci așezate, nu-s dorințele învolburate. O iubire matură și clară, nu-i ca o vâlvătaie de-o vară. Fiindcă în viața ta, atât cât trăiești, ai nevoie mereu să iubești. Iubire târzie de toamnă s-a născut între un domn și o doamnă. Sentimente adânci așezate, nu-s dorințele învolburate. O iubire matură și clară, nu-i ca o vâlvătaie de-o vară. Fiindcă în viața ta, atât cât trăiești, ai nevoie mereu să iubești. Fiindcă în viața ta, atât cât trăiești, ai nevoie mereu să iubești, să iubești, să iubești.